chiar din păcate, debut trist în tipul Universității Craiova. Concluziile, cum a fost? Da, n-a fost un debut fericit. Suntem dezamăgit că n-am reușit să luăm nimic din acest meci. Cred că merita mai mult. Ei au știut de la început ce vor să joace. Stea foarte bine organizat în apărare să joace contra-atac. Am făcut niște greșeli individuale, greșeli colective și cred că așa s-a luat golul. În păcate nu am luat niciun punct astăzi, dar nu avem timp să stăm foarte mult, să ne plângem de milă. Trebuie să ne revenim repede, mental mai ales, pentru că avem în câteva zile un meci important în conference și avem o șansă importantă. Crezi că cei care au jucat și joi au fost obosiți astăzi? Știți cum e, când pierdem putem găsi multe scuze, multe alibiuri. Eu cred că, după cum am zis, mental trebuie să fim pregătiți. Se joacă din 3 în 3 zile, e nevoie de toți jucătorii, avem un loc numeros, siguranță Mister va roti la fiecare meci și este important să rămânem uniți și să scoatem maxim din fiecare meci. Cu la 100% ești în acest moment? Nu sunt 100%, nu pot să zic un procentaj exact, dar muncesc zi de zi să ajung la nivelul colegilor cât mai repede. Te așteptai să te joci mai mult azi? Nu. Cred că este suficient cât am jucat, ușor o să fiu la un nivel mai bun, iar după ce voi fi 100%, Mister va decide când mă va folosi. Mulțumesc! Cu plăcere, seară bună!